Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip vom continua partea a doua cu testarea acestui modul de alimentare SK120X. În prima parte am făcut un fel de prezentare a părții electronice. Dacă nu ați văzut acel episod, aveți link în descriere. În această parte secundă vom continua cu testarea acestui modul. Să începem! În primul rând, parametrii principali al acestui alimentator. Acesta, din câte v-am spus în primul clip, este un buck boost convertor. Asta înseamnă că din tensiune continuă pe intrare, fiind buck boost convertor, tensiunea de pe ieșire va urca, dar și va scădea tensiunea de la intrare. Păi, parametrii sunt următorii. Tensiunea de intrare poate fi între 6V și 36V, de ieșire până în 36,5V, reglabilă, bineînțeles. Puterea de 120W, deși în meniu o să vedem că poate fi de până în 150W, eficiența spune că ar fi de 88% cu aproximație. Vom vedea mai târziu. L-am alimentat, am schimbat eu luminozitatea, încadrarea cât de cât, deoarece aveam flicker în camera. Știți deja din episodul anterior, nu vă mai repet. Pornim. Iar acum, din câte se vede, nu mai avem acel flicker. E mai puțin, dar totuși e mai ușor de urmărit clipul. Țineți cont că în realitate nu se vede, e totul în regulă și contrastul este arhi-suficient. Nici nu trebuie mai mult. Și se vede din toate unghiurile. Credeți-mă. E perfect. Mare atenție că nu este un display normal. E segmentat, nu știu cum să explic. Oricum ați văzut și în episodul anterior. Haideți să începem cu prezentarea feței, meniului acestuia. Din câte se vede, în partea stângă avem 3 butoane, setarea tensiunii, butonul switch și setarea curentului. Bineînțeles că aceste butoane au și alte funcții dacă apăsăm continuu pe fiecare în parte, dacă ține mai mult. Butonul de on-off, când e roșu, înseamnă că pe ieșire nu avem nicio tensiune. Avem aici, ne arată că e setat la curent de 16,1A și tensiunea de 12V. Dacă apăsăm pe butonul acesta, se activează tensiunea pe ieșire și avem culoarea verde. Îmi place la nebunie chestia asta. Lăsăm așa. Dacă rotim de acest potențiometru, se reglează tensiunea. Dacă apăsăm pe acest potențiometru, putem alege să reglăm mai rapid. Bineînțeles că se poate apăsa și pe acest buton pentru reglajul tensiunii. De aici, apoi rotim de potențiometru. Dacă dorim să reglăm curentul, apăsăm pe butonul acesta. Și aici reglăm curentul. O chestie, eu de regulă, dacă vreau să reglez mai fin sau mai brut, prefer să apăs pe butonul switch. Să pare mai rapid. Și apoi rotim de potențiometru. Și la curent la fel. Butonul de aici switch, dacă apăsăm scurt, putem vedea tensiunea de pe intrare. În fine, acum pe ieșire regla la 24V, hai să reglăm la 12. Pe intrare avem aproximativ 24V. Dacă apăsăm pe potențiometru, când e în modul acesta, practic, linia de jos se modifică. Putem vedea capacitatea, puterea, timpul scurs, temperatura internă din acest modul. Mai departe, nu știu ce vrea să spună, și revenim la puterea. Dacă apăsăm lung butonul switch, setăm parametrii de sistem. Aici pornim sau oprim buzzerul, sunetul respectiv. Eu îl prefer oprit, îl opresc de pe acum, că mă enervează. Apăsăm, eu prefer să apăs pe V-set pentru a merge înainte în meniu. Aici reglăm luminozitatea, dacă se vede, de la 1 la 5. Mai departe schimbăm tipul de temperatură afișat, în Celsius sau în Fahrenheit. Aici putem alege ce se regleze prima dată când rotim de potențiometru, însemnând că reglajul tensiunii sau reglajul curentului, sau putem opri. Se pare că e și off. Da, este, nu știam sigur. Eu prefer să-l las pe reglajul tensiunii.
Mai departe, aici setăm adresa dispozitivului, asta numai dacă avem acel kit pentru comunicarea wireless, eu nu l-am, așa că nu mă interesează. Și aici la fel setăm comunicarea baud rate, nu știu ce înseamnă, trecem mai departe. Aici activăm funcția MPPT, în cazul în care îl băgăm într-un circuit unde vom avea intrare de la panourile solare fotovoltaice, mă rog, dacă avem așa ceva, dar pe mine nu mă interesează. Aici avem funcția Constant Power, nici acesta nu m-a interesat să știu ce înseamnă. Asta e o funcție foarte interesantă care va fi de ajutor pe viitor. Practic setăm ca în momentul când încarci o baterie, sub anumit curent, să se oprească încărcarea acelei baterii. Putem seta, apăsăm pe On-Off de aici și putem regla în miliamperi. Putem regla de la 0, 1, 2... 6 mAh, 10 mAh în sus. De regulă îl preferi, nu știu, 100 de mAh, 200. Destul de interesant, sincer. Mai departe, calibrarea tensiunii pe ieșire, calibrarea curentului pe ieșire, curentul 0 de calibrare, funcția asta nu m-a interesat mai exact ce înseamnă. La acesta nu am găsit nimic despre ce vrea să însemne. Aici resetarea la parametrii din fabrică, la setările din fabrică. Aici avem versiunea de firmware, de soft. Pentru a ieși din acest meniu, apăsăm lung pe butonul switch. Și stați că nu am terminat, mai avem alte submeniuri apăsând pe butoanele din partea stângă. Dacă apăsăm lung pe V-set, selectăm grupul preselectat, data group. Se numește grupul 1, 2, 3, 4, 5 până la 9. Pentru a schimba setările din grupul respectiv, apăsăm lung pe E-set. Iar aici alegem din ce grup să modificăm setările, din grupul 0, 1 până la 9. Pentru a modifica setările din grupul 0, apăsăm pe V-set. Aici setăm tensiunea cu care să pornească grupul respectiv, pe default, curentul, protecția pe intrare la subtensiune, setată la 5,5 V, protecție la supratensiune pe ieșire, protecția la supracurent pe ieșire, protecția la supraputere pe ieșire, iar aici, stați că vreau să vă arăt ceva, putem modifica până la 150 W. Interesant. Las deocamdată la 125. Mai departe, protecția la supracapacitate, protecția la supraenergie, protecția la supratimp, protecția la supratemperatură, temperatura internă, deoarece mai departe avem și protecția la supratemperatură când vom pune un senzor extern, în cazul în care încărcăm o baterie, ca exemplu. Mai departe, din ce am citit în engleză, automatic enable during power on. L-am lăsat pe off, nu m-a interesat să schimb pe on. Și ne-am întors de unde am plecat. Pentru a ieși din acest meniu, apăsăm lung pe E-set. Vedeți ce meniu stufos are? Iar acum, să continuăm cu partea practică, vom testa în momentul de față tensiunea, curentul și puterea acestui alimentator. L-am alimentat la aproximativ 12 V, puțin peste, deocamdată. Să setăm tensiunea la 5 V. O să fac niște teste aleatorii din curiozitate. E activat pe ieșire tensiunea, aici o dezactivăm, o activăm din nou. Să testăm la curentul maxim de 6 A. Mă apropii de curentul maxim. Aici, da, exact, intră în protecție la supracurent, limitarea curentului la 6,1 A. Să setăm la 12 V. Am setat, se setează chiar foarte repede. Trebuie să am grijă să nu forțez prea tare sursa de laborator din care alimentez acest bug boost convertor, acest kit. Practic, nu vreau să depășesc mai mult de 8 amperi pe intrare.
Da. Iese bine. Să setăm și la 24V. Pe la 4A. Atât. Nu vreau să depășesc pe intrare prea mult. Ne întoarcem la 12V pe ieșire. Vom regla pe intrare la aproximativ 24V. Lăsăm pe la 24,2. Iar acum ar trebui să intre în tot în limitare curent, 12x6. Intrat în limitare curent. Hai să reglăm fin. Da. Reglăm la 24V. Iar aici o să intre în limitare la supraputere. Deoarece avem 125W. Undeva pe aici. Da? Exact. Apăsăm pe butonul de aici pentru a dezactiva acea alarmă. Deci este bine. Să reglăm la 32. Pornim. Da, e bine. Încă un pic și intră în protecție la supraputere. Da, exact. Haideți să reglăm la 150W limita puterii. Știți de unde, că ați văzut anterior, aici, la 150W. Pornim. Iar acum ar trebui să putem depăși cei 125W. Da, exact. E perfect. Exact. Este bine. Hai să setăm la 28V. Să modificăm limitarea curentului la 3A. Pornim. Ar trebui să intre în limitare curent. Cât de curând? Excelent. Să reglăm la 1A. Da, un moment că am reglat prea brusc. Reglăm mai fin acum. E perfect. Pentru că acest clip durează deja de ceva timp, m-am gândit să mai fac și o parte a treia, deoarece mulți nu au răbdare să se uite la episoade mult prea lungi. Așa că rezultatele vor fi în partea următoare. Cam aici se termină acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!